Doamne, ia cu o fată. Din cele ce ne-au spus polițiștii, au spus că a fost act sexual consimțit și că dumneavoastră ați exagerat în reclamații. Nu, la asta ce s-a spus, ce s-a dat cu băiatul ăla, nu, a fost. Care băiat? Cu Omida, Vasile. Ăla e exagerat? Da, ăla care a ars-o, a tras-o de păr. Deci cine a ars-o și a... Vasile Omida. Așa. El a zgriat-o și cu cheile, el a șars-o și cu țigara, el a lovit-o. E Cristi care a venit, cum îl cheamă băiatul ăla? Cristi, nu? Ăla a filmat, ăla era cu telefonul și o amenințat cu... Și are filmarea pe telefon? Păi ai, puteam eu să iau telefonul lui? Da, polițiștii nu i-au cerut-o? Fetia, da, dar dacă le-o fi șters, mai se vede filmarea? Nu știu. Și referitor la Dârdău, am înțeles că fata a zis că a fost consimțit. La ala a zis că a fost de bunvoria. De bună voie. Cum a fi fost cu... De acolo de unde ați luat-o dumneavoastră? Da, de acolo. Dar cum a fi fost cu de bun vor, cum a ajuns, nu știu. De ce ați declarat că la poartă erau 10, 3, 12 erau, ani? Erau, nu la poartă acolo. Acolo era și Vasile asta care a venit omii, da? Pe, de la deal. Dar mai la vale, pe uliță, ăsta era, am văzut... Doamnă, da, și acolo. Știți că oamenii îi așteptau la fată? În altă parte nu știu, n-avea un să ducă. Păi polițistul din Ghidigeni spune că a întrebat-o pe fată dacă a venit de bunăvoie și a spus că da. Și că ea n-a vrut să meargă cu dumneavoastră înapoi. Cum să nu? Ați luat-o cu forța. Cum să o iau cu forța? Păi ce nu l-ați dat de față cu mine? Să spună el treaba asta. Dar ce nu fata a zis că a venit de bunăvoie. De ce n-a luat el declarații? Să spunem nouă că am găsit-o la omul cu tare. V-a luat declarații? Găsit. Nimic nu mi-a luat declarații. A ieșit cu... a luat al vecin, ne-am dus cu vecinul la casa respectivă. Ei știau unde este fata, unde se prezintă fata. Când ne-am luat-o de acolo, era dezbrăcată, am ținut-o pătura, am îmbrăcat fata. Ne-am dus la postul de poliție. În loc să stea cu noi de vorbă să ne ia declarații, a ieșit cu... un care ne-a luat, dar care a mers noi prima dată și ne-a dus la casa respectivă unde era, ne-am dus, a ieșit afară. Ce a fi vorbit cu el, nu știm. Că când a zis că să ne ia declarații și după aia a ieșit afară. Când am venit înapoi, a zis, duceți-vă la comună, că am vorbit cu poliția de la comună, la Pogonești, vă așteaptă acolo. Am plecat la poliție la Pogonești, nu era nimeni. Și asta ne-a... Păi și fata nu v-a spus că a consimțit? La asta? Da, la Dârdău. La Dârdău nu mi-a spus. Păi acum a spus altceva? Păi acum a spus că a zis că se cunoștea, a vorbit așa, dar ea a fost, cred că, plăsată. A plăsat-o lui ăla când avea... Prima dată a spus de frică? Da, de frică ea a spus. De frică cui? Nu știu, și-a luat ăla cu telefoane și a fost de teamă să nu aflu nici frațul, nici mamă, sau nici unul, nici altul. Dar asta adevărat a fost cu Omida. Cu Omida e sigur, în mod sigurat.